Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Bianca Rădubășan și vă invit să urmăriți buletinul știrilor de astăzi de la Făgăraș. Spitalul din orașul nostru supraviețuiește cu greu din cauza lipsei banilor. Casa de asigurări de sănătate alocă sume insuficiente pentru desfășurarea activităților medicale. Conducerea unității spune că încearcă să acopere cheltuielile, însă este aproape imposibil atâta timp cât fondurile sunt reduse, iar numărul pacienților internați este mare, aproximativ 650 în fiecare lună. Spitalul municipal Făgăraș supraviețuiește cu greu de pe o lună pe alta, iar din septembrie nu se știe dacă unitatea sanitară va mai primi bani de la Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru lunile iulie, august și septembrie, necesarul acoperirii fondului de salarii, achiziționarea de medicamente, hrana pacienților și alte cheltuieli sunt estimate la suma de 3 milioane de lei. Acum se negociază un nou contract pentru perioada 2014-2015. Conducerea spitalului încearcă să facă față cheltuielilor și să le eșaloneze în funcție de priorități. Nostru 4 nu este acoperit cu fonduri din partea Casei de Sănătate, dar sperăm ca la rectificarea din luna septembrie-octombrie să se întâmple acest lucru, să existe buget mai mult decât plata salariilor, așa cum a fost în ultimii 3-4 ani. În momentul de față, pentru luna iulie și august, există buget. Nu este foarte mare, dar este suficient pentru a asigura serviciile medicale pentru pacienții din țara Făgărașului. Din cauza bugetului redus, calitatea îngrijirilor medicale scade, începând de la mâncare până la lipsa medicamentelor. Bolnavii nu pot fi îngrijiți conform tratamentelor prescrise și acest fapt atrage îngrijorarea medicilor și a conducerii. Conform evaluării contabile, spitalul are nevoie lunar de suma de 1.260.000 de lei, iar CASE a alocat cu 20% mai puțin decât necesarul. În fiecare lună trebuie asigurată rația zilnică de hrană a bolnavilor în suma de 38.000 de lei, 71.000 pentru medicamente, 49.000 de lei pentru materiale sanitare, 9.000 pentru dezinfectant, 8.000 de lei pentru reactivi. De asemenea, 70.000 de lei costă utilitățile, iar salariile personalului 950.000 de lei. În spitalul Făgăraș în fiecare lună sunt internați aproximativ 650 de pacienți, dar sunt și perioade în care rata spitalizărilor este mult mai mare. Elevii sunt în plină vacanță de vară, mai este o lună și jumătate până când încep cursurile. Dar oficialii din Ministerul Educației au publicat structura anului școlar 2014-2015. Acesta are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. În toamnă, primul clopoțel de intrare la clasă sună luni, 15 septembrie. Copiii vor merge la școală începând din data de 15 septembrie și vor termina pe 15 iunie, când începe vacanța de vară. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015 pentru clasa 8-a. Anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a 8-a se încheie în data de 12 iunie 2015, iar pentru clasele din învățământul liceal, filiala tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare. Pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este tot cea stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare. Tezele din semestrul întâi al anului școlar 2014-2015 se susțin de regulă până la data de 19 decembrie 2014, iar tezele din semestrul al doilea se susțin de regulă până la data de 22 mai 2015. Săptămâna 6-10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului numit Școala Altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun, având un orar specific. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Drăgușul se pregătește de sărbătoare, turiștii și localnicii au parte timp de 2 zile pe 16 și pe 17 august de spectacole și sărbări câmpenești. Satul va răsuna de veseria flăcăilor și a fetelor care se adună la sărbătoarea Buzduganului. De asemenea, obiceiul de nuntă de la Drăguș va fi retrăit pe viu după datin străbune. Producătorii și meșteșugarii vor îmbia publicul cu produse ce vor fi expuse pe standuri. Grupul de acțiune locale Microregiunea Valea Sâmbetei este unul dintre promotorii acestor evenimente menite să scoată la iveală bogăția tradițiilor populare ale țării Făgărașului.
Comuna Drăguș va fi sâmbătă 16 august și duminică 17 august, gazda mai multor evenimente menite să reînvie tradițiile populare ale zonei. Tot satul va fi în mare sărbătoare, iar producătorii particulari și meșteșugarii din zonă vin să le ofere turiștilor și localnicilor produse tradiționale. Unul dintre promotorii acțiunii, grupul de acțiune locală, microregiunea Valea Sâmbetei cu sediul în Drăguș, se implică în promovarea evenimentelor. Evenimentele de anvergură din teritoriul Galb și spun asta pentru că noi încurajăm producătorii locali să meargă și îi ajutăm totodată să meargă să-și expună mărfurile în aceste evenimente, doar așa putând să se facă auziți și cunoscuți. Prin încurajarea producătorilor și ajutarea acestora să participe la acel eveniment, punem la dispoziție cele necesare. Standuri, vitrine frigorifice și ce au nevoie. Zilele Drăgușului este o sărbătoare ce se organizează în fiecare an și adună mii de turiști. Grupul de acțiune locală Microregiunea Valea Sâmbetei s-a pregătit din timp pentru a face cunoscute obiceiurile și specificul locului. A tipărit pliante și benere și a cerut primăriilor ce fac parte din asociație să aducă toți producătorii particulari și meșteșugarii din sate și comune cu standuri la evenimentele ce marchează sărbătoarea Drăgușului. Noi avem și acțiuni de informare în fiecare primărie din teritoriul Gal, unde spunem cetățenilor situația proiectelor la zi, ce măsuri pot accesa, ce evenimente vor fi, în ce ne vom implica. Zilele Drăgușului încep sâmbătă 16 august cu sărbătoarea Buzduganului, un obicei laic religios. La sfârșitul secerișului, tinerii din sat organizează o petrecere pentru a sărbători încheierea muncilor agricole și recolte bogate. Din cele mai frumoase spice se face un buzdugan în formă de cruce dublă, care este împodobit cu bețe. La sărbătoare participă fete și băieți. Apoi se dă semnalul începerii petrecerii, care ține până în zori. Tot sâmbătă va avea loc și deschiderea ecoparcului Labirintul Poveștilor. Întins pe o suprafață de 3 hectare, ecoparcul este format dintr-o rețea de alei făcute în lanul de porumb, dar și 3 piațete și o piață circulară amenajate tot în lanul de porumb. Duminică are loc obiceiul de nuntă de la Drăguș. Creștinii ortodoxi sunt de astăzi și până în 15 august în postul Adormirii Maicii Domnului. Este al treilea mare post din an după cel al Paștilor și cel al Sfinților Apostol Petru și Pavel. Ca vechime, postul Adormirii Maicii Domnului este cel mai nou dintre cele 4 posturi de durată. Este un post aspru dacă ținem seama de faptul că Biserica Ortodoxă ne cere să ajunăm până la ora 15 în zilele de luni, miercuri și vineri, iar după această oră ne cere să consumăm mâncare uscată. Postul Adormirii Maicii Domnului, care precedă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, e rânduit de biserică spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Se lasă sec în seara zilei de 31 iulie, iar când această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec o zi mai înainte. De asemenea, postul se prelungește și în ziua sărbătorii însăși, dacă aceasta cade miercurea sau vinerea, făcându-se dezlegare la un de lemn, pește și vin. Postul Sfintei Marie este un post cu dată fixă. Începe în fiecare an pe 1 august și se termină în ziua Adormirii Maicii Domnului din 15 august. Sfânta Biserică a rânduit ca legat de acest prasnic să pună post timp de 2 săptămâni de zile, ca lumea să se reculeagă, să postească pentru a întâmpina acest mare și frumos prasnic al Adormirii Maicii Domnului. Postul acesta legat de Maica Domnului este un post și de bucurie, dar și de durere, pentru că pleacă Maica Domnului în seara, se duce, dar totuși rămâne alături de noi în lume pentru faptul că Dumnezeu a cinstit-o pe Maica Domnului și trebuie să o cinstim și noi oamenii, fiindcă Dumnezeu a ales, a întrunit în Maica Domnului toate frumusețele omenirii. Postul Sfintei Marie este un post aspru dacă ținem seama de faptul că Biserica Ortodoxă ne cere ajunare până la ora 15 în zilele de luni, miercuri și vineri, iar după această oră ne cere să consumăm mâncare uscată. Nici în celelalte zile nu avem parte de un post ușor. Marți și joi se mănâncă fără ulei, iar sâmbăta și duminica avem dezlegare la un de lemn și vin. Totuși, postul Sfântă Mărie este mai ușor decât al patruzecimii, însă mai aspru decât al nașterii Domnului și al Sfinților Apostoli. Pentru liniștea celor creștini care, din motive binecuvântate, nu se pot abține de la mâncare până la ora 15 și nici nu pot urma recomandarea bisericii de a mânca fără ulei, adică o mâncare cât mai uscată, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Stăpânul nostru e blând și cu omenie, nu ne cere nimic peste puterile noastre. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are multiple semnificații teologice și spirituale,
zile pentru credincioși. De altfel, însă și coana adormirii Maicii Domnului arată această taină a primirii mamei în brațele lui Hristos, fiul ei. În iconografie, lângă sicriul binecuvântat cu trupul Fecioarei, se află Hristos în picioare, purtând sufletul Maicii sale ca pe un bebeluș. Acesta este gestul suprem de reciprocitate a iubirii. Cea care l-a ținut în brațe pe Dumnezeu, acum odihnește în brațele fiului și stăpânului ei. Acestea au fost principalele informații locale de astăzi. Vă reamintesc că ne puteți urmări la orice oră și pe internet, pe site-ul nostru impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât mai relaxant. Să ne vedem cu bine!